Accidentul s-a produs sâmbătă după amiază în localitatea Plopeni din orașul Salcea. Se pare că un tânăr din municipiul Botoșani a scăpat controlul volanului după ce a încercat să evite o mașină din fața sa. A intrat pe contrasens și s-a izbit într-un alt autoturism care venea din sens opus. Deci, erați în trafic, nu? Da, vinem în trafic, normal, și am semnalizat să intrăm în curte. Vineam ușor, semnalizare și golful, zic, trece golful și intrăm noi. Asta a venit din spate cu frâni. Cred că nu a fost atent, cine știe. Intrați în depășire sau cum? Da, ca să nu intri în noi, o tras volan de stâng. Trei persoane au fost rănite și au fost transportate la Spitalul Județean Suceava pentru a primi îngrijiri medicale. Pe raza localității Plopeni, pe drumul 29B, un tânăr de 33 de ani din localitatea Botoșani, în timp ce conducea autoturismul, a păstrat o distanță corespunzătoare în mers și pentru a evita impactul cu autoturismul din fața sa, a pătruns pe contrasens unde a izbit frontal un alt autoturist ce se deplasa regulamentar, condus de un tânăr de 34 de ani, tot din municipiul Botoșani. În urma impactului au rezultat trei răniți ușor. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatele electrotest, rezultatele fiind negative.